Meant to be. Ne întoarcem în direct la Sună Bine cu Luxandra, ora 17.39 de minute. Carmenu Scatu și Oana Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viață au fost astăzi și încă sunt alături de mine în Sună Bine. Mă gândeam așa, că în curte la Marie Curie se înalță un uh, spital care cred că va da speranțe și șanse reale la viață multor copii din România, uh, preconizați cam, ca într-un an așa uh, să fie cam uh, terminate lucrurile. Un an și câteva luni, uh -huh. aprilie-mai, asta dacă reușim să strângem toți banii și pentru echipamente, pentru că, așa cum spuneam, uh -huh. deocamdată nu avem semnale de la Ministerul Sănătății că vor face investiții în zona echipamentelor medicale. Doamne, ce o campanie de imagine și-ar putea face Ministerul Sănătății dacă ar sprijini acest demers? Mi s-ar părea fenomenal. Nu, ar fi și o recunoaștere a a nereușitei lor de a face un spital și cred că nu Nu știu neapărat. Eu cred că ar fi cumva momentul ăla de luciditate în care spui, da, domne, voi, societatea, ați făcut un lucru bun și eu, Ministerul Sănătății, sunt alături de oamenii pe care trebuie să-i veghezi și să-i ajut. Da, dar din păcate ei sunt în acel stat paralel în care nu înțeleg nimic. O, ne aud. Din, Uite, din poate neutră din acest ne aud fenomen, acum. pentru că spitalul ăsta e mai mult decât un spital, e un fenomen social. Acest spital arată că în țara lui nu se poate, se poate. Se, poate. Uh -huh. se pot face spitale, se pot aduna la un loc peste 250.000 de oameni care uh, s-au implicat în acest proiect. Oameni care au donat, oameni care uh, ne-au sprijinit cu tot ce au știut ei mai bine, oameni care ne-au promovat, care ne susțin, oameni care au dat pe lângă bani, uh, au dat încrederea lor uh, că acest lucru e posibil, oameni care și-au asociat imaginea cu acest uh, proiect și cu noi. Uh, E adevărat, pe noi e o mare presiune pentru că acest spital pentru noi nu înseamnă doar o construcție de șase etaje, apropo, suntem la etajul 2 deja, cu structura, cu, dar înseamnă un loc, un loc prietenos. Uh, noi am făcut workshop-uri cu copiii, cu părinților, cu cadrele medicale. Am vrut să înțelegem temerile copiilor, fricile părinților, am vrut să înțelegem care sunt problemele medicilor și ale asistentelor în această interacțiune atât de dificilă. Și, în baza acestor workshop-uri, noi vom face un spital ca o poveste. Copilul va intra ca într-o poveste și va intra într-un loc în care va afla ce îi se întâmplă. Uh, peste 250.000 de oameni au donat în acest proiect. Eu cred că pentru România înseamnă foarte mult. Pentru România în care au plecat 4 milioane de oameni. Au plecat 4 milioane de oameni. Nu ne putem lăuda cu salarii foarte mari exact. eu, în comparație exact. cu media exact. europeană. Exact. Uh, înseamnă foarte mult. Sunt oameni care vor dona și care rămân în continuare alături de noi, pentru că eu sunt sigură că înțeleg că acest spital nu înseamnă doar să-l ridici, înseamnă ca după aia să-l întreții, ca el să fie la standarde europene. Acest spital este într-un sistem, să nu uităm, nefuncțional, el trebuie să funcționeze perfect. Are, va avea nevoie mereu de susținerea noastră. Noi spunem că e un proiect de o viață. Peste 1700 de companii s-au alăturat acestui proiect și au făcut sponsorizări și fac în continuare și sunt alături de noi. Pentru noi este. Este uimitor, uimitor, da. uimitor dacă te gândești 250.000 de oameni, nu știu, un oraș cât ploiești tu cred că are hmm. 250.000 de oameni, suntem o comunitate extraordinară, Eu uimitor dar în același timp și cumva, nu știu dacă apăsător e cuvântul potrivit, dar te umple de responsabilitate pentru că oamenii ăștia ne-au dat pe lângă bani și încrederea lor. Practic, și au pus încrederea în noi, au avut încredere în noi, ceea ce te responsabilizează și cred că într-o țară în care suntem cu toții susceptibili pentru că suntem furați de 30 de ani, faptul că au mai găsit această rezervă de încredere, cred că asta este practic lucru care pe noi ne, ne încarcă și cu multă energie, ne dă și multă putere să mergem înainte și să credem că în România asta în care ne plângem cu toții că e rău încă mai avem resurse și eu cred că o să reușim să ne tragem mereu de pe marginea prăpastei și poate la un moment dat decidem să și plecăm de departe de ea pentru că ne place jocul ăsta acolo mi se pare că noi românii stăm acolo pe marginea prăpastiei și când suntem gata, gata, gata să ne prăbușim, ne Avem tragem, găsim forța aia, da. rezerva aia de, de putere să ne tragem și sper să o facem anul ăsta la alegeri și anul viitor la alegeri și să nu mai acceptăm niciodată să una fim Un pentru aventură, ce să zic, da. am romanțat așa cât de aventură. Și avut. eu zic că suspiciunea obosește, lipsa de încredere obosește, dar cumva vin și în urma experiențelor pe care n-ale, trăim zi de zi. Uh, Dar uite, că se întâmplă și lucruri frumoase, exact. ne putem și mobiliza și uh, mereu am crezut că într-o acțiune umanitară, cumva, contează foarte mult numărul, contează să fie mulți, mulți oameni. Uh, pentru ca, din puțin cu puțin, să se facă mult. Să fie să și mulți. să rămână. Că nouă Uh, nu cred că uh -huh. uh, românilor ne lipsește perseverența. Toți am vrea să facem ceva, dar când la primul uh, lucru, obstacol obstacol, uh -huh. ne, ne oprim. Cred că perseverența și uh, cred că dacă rămânem cu toții alături, eu eu aș vrea ca toți cei 250.000 de oameni care au donat să meargă la vot și să voteze informat, Uh, aș vrea ca toți angajații companiilor care ne-au sponsorizat să meargă la vot și să voteze informat uh, și să se gândească că da, uh, se poate în România, dar cu oamenii potriviți. Uh, Carmenus Scatu, Ana Gheorghiu, eu vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost alături de noi. Uh, vă mai dau așa un minuțel, că suntem deja cam strânși cu timpul, uh, să ne mai povestiți o de Bursa de Fericire. Da, vă rugăm! Dacă vreți să aflați mai multe, dacă noi am fost un pic interesante <laughs> sau dacă n-am fost, intrați pe bursa de El vedeți și pe Smiley, asta așa ca de la mine. <laughs> da, și pe Andreea Esca și pe mulți și pe Marius Manole mm -hmm. <laughs> îi găsiți acolo pe oamenii care au fost și care sunt alături de noi. Și ce bucurie mai mare poate să fie decât să știi că ai fost fondatorul unui spital, de câte ori în viață ai această șansă să pui o cărămidă la, la temelia unui spital și asta e simplu de făcut. iei acum telefonul, 8864, mesajul spital și dai 4 euro. Pe lună? Pe lună, ți se iau lună de lună, dar poți opri oricând, nu mai poți sau decizi că oprești donația ta dând un SMS, cu textul spital stop la același număr de telefon. Poți Ia acum să... 2% deci până pe 15 martie intrați, descărcați formularul și trimiteți-l la administrația financiară prin curier, poștă, oricum e foarte simplu, nu e nimic complicat, nu e birocrație, nu e nimic, faceți lucrul ăsta și banii pe care voi i-ați dat statului anul trecut prin impozitele voastre, o parte... 2% din acest impozit se, se, întoarce către noi și iată, noi facem un spital. Bursa de fericire.ro e cea mai transparentă platformă de strângere de fonduri, acolo vă găsiți banii voștri, acolo vă găsiți cu numele, acolo aflați în ce proiecte au fost investiți banii voștri. Încercăm să facem lucruri așa cum ne-am dorit noi să le avem de la statul român, cu transparență, comunicând, încercând să cu respect pentru cei care ne susțin și sperăm că la un moment dat vom fi tratați la fel. Uh. Ce vă să zic? Da, hai să fie așa cum ați zis voi, pentru că vorbiți frumos, vorbiți cu pasiune și faceți lucruri care realmente se văd cu ochiul liber. Spitalul a crește. Pe zi ce trece, Carmen Uscatu și Ioana Gheorghiu, vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de mine în sună bine. Vă celor de acasă vă doresc un weekend frumos, să vă odihniți, să vă bucurați, să faceți ce aveți chef și mai presus de toate, ascultați-vă inima, sună cel mai bine. Sunt Ruxandra Rusan, vă pup, papa. Pa. A ascultat emisiunea sună bine cu Ruxandra Rusan.